bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să montăm pe un Ford Focus din 2013, o navigație tip Tesla. O să arate ceva de genul ăsta. Doar două prinderi aici. Uite. Și mufa din spate, care are un clips pe margine. Mm-hmm. Se apasă și se trage. Bun, asta. Bun, avem cele două unități, una așa și una așa. Problema e că ăsta e turnat de fabrică, iar ăsta, care se montează auxiliar ce a venit în pachet, vine pe partea din spate, se montează aici, dar nu avem și ruburi în pachet și atunci o să luăm de pe navigația veche. Bun, acum avem demontat cablurile pe instalația mașinii. Fiecare cablu are mufa lui aferentă, nu se potrivește, de exemplu, asta nu se potrivește ei, se potrivește doar la locul ei. Bun. Mai avem, asta e de la display. Bun. Mai avem asta de la antena radio. Momentan o punem de probă. Bagă-le, nu intră acum. Nu te pune bord la mașină. Din volan, de mașina, avariile, perfect. Se închide. Așa. În prima gură, ventilație.
grijă să intre astea toate. Vezi că aici în spate, prima dată n-a intrat la locul ei. Și nu așa încep. Ia ultima. Da, de mers merg. Bun. O să montăm modulul de 4G undeva aici în spate. Ai reușit? Bun. Cam așa arată produsul final. Așa arată și la marșalier. Pentru senzori. Mașina n-a fost dată cu cameră, deci nu avem semnal la cameră. Navigația suportă și 4G și 5G.